Procedura de repatriere a cetățenilor aplicată pe perioada stării de urgență nu mai este valabilă, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Instituția precizează că suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri se menține până la data de 30 iunie 2020. Iar în această perioadă, autorizarea zborurilor neregulate și a curselor charter ocazionale este emisă de autoritatea aeronautică civilă a Republicii Moldova. Totodată, pentru a preveni răspândirea informațiilor eronate și a escrocheriilor din mediul online, Ministerul le recomandă cetățenilor să verifice pe site-ul www.caa.md dacă cursa respectivă a fost autorizată. Un șir de curse charter au fost deja aprobate pentru perioada 29 mai-16 iunie de către Autoritatea Aeronautică Civilă.